Eu am pornit să studiez aceste lucruri pentru că pare puțin așa nenatural să mă ocup să studiez ce se întâmplă în jur, când rolul meu de medic este să studiez corpul uman, știți, și să vindec oamenii. Dar am văzut că există o legătură foarte mare între om și ce se întâmplă în jurul lui, de exemplu casă, dar nu vorbim numai despre casă, vorbim de exemplu și despre birou sau clădirea în care noi lucrăm. O să vedeți că există niște schimburi energetice între organismele umane și ce se întâmplă în jurul nostru. Atât de strânsă este legătura, încât știți că se spune că omul sfințește locul, deci noi cumva într-un fel creăm sufletul caselor noastre, dar o să vedeți că și energia lor ne impactează. Și dincolo de acest lucru, din punct de vedere medical, am văzut că, de exemplu, este foarte important cum arată aspectul și sănătatea unei case pentru o persoană care e bolnavă, de exemplu. Adică dacă o pacientă nu se simte bine, este foarte important, dincolo de tratament, dincolo de, să zicem, o medicație corectă, contează foarte mult și unde locuiește persoana. Se pot rezolva altfel decât, sau pot fi rezolvate altfel decât medicina obișnuită. În primul rând că sunt abordate diferit. Știți că dacă mergem, de exemplu, unde rezolvăm noi problemele de comunicare? În primul rând, cuvântul comunicare nu prea este legat cu, de exemplu, glanda tiroidă. Oamenii nu știu că dacă ai probleme de comunicare s-ar putea să ai probleme la tiroidă, să-ți verifici tiroida. Nu prea știu lucrul ăsta, să știți. De obicei, când ai probleme de comunicare, te duci la psiholog. Și este foarte bine că te duci la psiholog, că poți să-ți rezolvi aceste probleme, dar din păcate psihologul nu se prinde întotdeauna să te investigheze la tiroidă, să spună s-ar putea să ai o problemă cu tiroida. Ia du-te tu și verifică-ți tiroida. Pentru că să știți că în 80% din cazuri, când ai o problemă de comunicare, ai probleme cu glanda tiroidă. Și asta este un lucru pe care cred eu că telespectatorii trebuie să-l știe, să se gândească măcar că s-ar putea să fie un dereglaj la tiroidă. Ai o problemă, să zicem, la un etaj, da, al emoțiilor și este o disarmonie acolo, un dezechilibru, trebuie să mergi la urgență. Și la urgență trebuie să mergi la șef sus, da? Da. Și atunci, făcând o conectare foarte rapidă la nivelul energiilor sufletești, poți foarte bine să-ți stăpânești acest dezechilibru. Deci, lucrul ăsta e foarte explicat științific, asta vreau să vă spun. Păi nu, știm ce sunt noțiuni de acupunctură foarte clare. Da, vreau să fie clar și pentru telespectatori, da, că, de fapt, ceea ce îndemnăm noi aici să facă este un lucru de armonizare și de autovindecare la nivelul meridianelor, pe care orice, de exemplu, acupuncturist știe că îl face și așa, un acupuncturist. Doamna Elena, și condiția, ce să vă spun, obligatorie, este să credeți în ceea ce faceți și că vă ajută, deci credința și consecvența, adică chiar să le faceți. Cum o să vedeți alături un haos? Că nu putem spune că aici este ceva frumos, este ceva, cum să zic așa, dezordonat. Așa arată imaginea la microscop, o apă pe care a stat foarte mult cuvântul prostule. Puteți să vedeți diferența. Adică, cu alte cuvinte, trebuie să știți că influența, deci, cuvintelor noastre, pentru că și cuvântul scris e tot un cuvânt, nu e cuvânt vorbit, dar e cuvânt scris, știi, același așa, poate avea o influență foarte mare. Păi transmitem energie prin acel cuvânt. Exact, exact. Asupra apei, și am vorbit că noi suntem 80% apă, 70-80% apă. Deci gândiți-vă că prin apă, noi, apa care am expus-o, de exemplu, să zicem că avem acest pahar de apă și noi acum ne certăm amândouă. Știți? Timp de o oră sau într-o familie se ceartă mama cu tata foarte mult timp și după care copiii beau apa asta. Și vreau să vă spun că această apă rămâne încărcată așa cu prostule, nesimțitule, n-ai venit acasă, nu ai mi-adus banii, ce așa, și pe aia o bea copilul. Știți? Deci trebuie să fim foarte atenți să înțelegem de fapt că impactul este mult mai mare asupra cuvintelor noastre. Mai arăt aici tot Masaru Emoto făcea un studiu în care a folosit, dacă vreți să arătați, două recipiente în care a pus orez. A fiert orez și a pus orez și pe un borcan a scris cuvântul mulțumesc și de asemenea prostule pe celălalt. Și ce a observat? Același experiment făcut cu orez. Că în borcanul în care a scris mulțumesc, orezul a rămas intact, adică nu s-a stricat, a rămas un orez bun de mâncat, iar în celălalt borcan în care a scris prostule, deși le pusese în aceleași condiții, deci condițiile sunt identice, s-a stricat orezul, s-a măcegăit. Înțelegeți?
Deci, cu alte cuvinte, trebuie să știți că și mâncarea pe care o mâncăm, dacă noi suntem nervoși la masă, dacă noi ne certăm și mâncăm, sau dacă mâncăm cu televizorul deschis, în momentul în care la televizor sunt atâta energii negative despre crime, despre violuri, despre, cum să zic, privațiuni, despre tot felul de probleme, că nu vorbim despre închisori și judecăți, trebuie să știți că energia aia degajată cumva, care există în atmosferă legată de stare de ejoasă în orice caz, poate să ne impacteze chiar mâncarea. Deci este foarte important, trebuie să începem să ne uităm că absolut totul ne impactează. Și acum aș vrea să spun, apropo de gândirea pozitivă și negativă, vreau să arăt așa. Cum arată, de exemplu? Dacă vorbim cu, luăm exemplu paharului de apă, că asta reprezintă gândirea pozitivă, cei care gândesc pozitiv se uită la jumătatea goală, plină a paharului, iar cei care gândesc negativ la jumătatea goală, adică din lipsa a paharului. Așa arată de fapt modul cum gândesc marea majoritate dintre persoanele care se uită la ce este gol, sunt perfecționiști. Eu, de exemplu, am văzut foarte mult, deci un procent foarte mare din pacienții mei, de persoane care au, să zicem, disarmonii, pentru că nu este rău să fii perfecționist, este rău să fii un perfecționist care deja nu mai ești în armonie, la asta mă refer, dar cei care vin la mine nu mai este în armonie, știți, eu din ăștia văd. Și trebuie să știți că avem un procent foarte mare de persoane care vor ca să fie cât mai bine, să străduiesc foarte mult și pentru că nu le iese, ajung să fie perfecționiști extrem și atunci ei privesc decât jumătatea goală a paharului. Și atunci trebuie să știți că ce spun pe gură sunt așa, critici pentru ei personal, se critică, adică numai energii joase sau nemulțumire sau iritabilitate sau nu văd binele din nimic. Și acum vreau să arăt, apropo de gândirea pozitivă, vreau să arăt cum arată graficul cuvântului sus. E foarte interesant. Cuvântul Iisus are o expresie grafică extraordinară. Corpul nostru e undeva la mijloc. Corpul nostru cumva este un fel de teatru de război al bătăliei dintre minte și conștiință. Pentru că conștiința vrea să ne spună nu ești pe calea dreaptă. Și mintea zice, ego zice, nu, e treaba mea, eu fac cum vreau. Știți? Și eu am avut astăzi o pacientă tânără, pacientă de-a mea, veche, în sfârșit și mama și ea, trece printr-o perioadă de rebeliune, are 25 de ani și are o problemă, o micoză la un degețel, la degețelul mare de la unul din picioare. Și problema este că exact pe acolo trece meridianul ficatului. Meridianul ficatului, ea fiind foarte încăpățânată, cu personalitate, 25 de ani și nu are alte probleme decât că nu-i trecea această micoză. A venit la mine, fiindcă ne cunoaștem de mult, a făcut și terapie în clinică și a zis așa, puteți să mă vindecați sau mă duc la un dermatolog? Și a zis, cum vrei, poți să duci unde dorești tu. Dar zic, eu pot să spun și de unde este, în plus, față de dermatolog. Ok, de unde este? De la faptul că ești rebelă. Și că ai o problemă și o încăpățânare pe ficat. Și astăzi a venit, era la control, că știți, eu fac controle gratuite ca să supraveghez vindecarea și era așa foarte, nu-i trecuse de tot, știți, adică avea o problemă. Și zic, ok, și zic, ce dorești? Păi zice, vreau să știu, mă vinde sau nu mă vinde? Păi zic, uite despre ce este vorba, ți-am spus despre încăpățânarea ta. Păi și la ce s-ar referi această încăpățânare? Câți ani ai? 25. Ar trebui să începi să te gândești, să începi să intri în această matcă a iubirii femeii, că ești acum o fată femeie, deci adică faci pasul, deci va trebui să începi să te gândești la un partener, că ai 25 de ani, când să te măriți, cum ar veni, trebuie să te gândești că o să fii viitoare mamă, să fii iubitoare, să mai fii așa țâvnoasă, supărată și așa. A, nu, zice, dar eu nici nu mă gândesc să mă căsătoresc și nici mamă n-am de gând să fiu și că e o alegere, zic singur că e o alegere, dar zic că de la asta mă refeream când spuneam că ești încăpățânată, că ea nu vrea, ești foarte încăpățânată și ești într-o formă de rebeliune. Da, și ce, vreau să fiu independent. Ok, o să fiu independentă singură și cu micoză, că nu-ți trece, spun. Medicina holistică este o mână întinsă cu generozitate către viață pentru toți oamenii care au nevoie de sănătate, dar și către medici, fiind un îndemn către o medicină modernă, naturală, complexă. Eu am pornit tot așa ca un medic de medicină alopată, dar primul pas pe care l-am făcut a fost că am făcut homeopatie, de acolo să zicem că... Dar vreau să spun un lucru, că dacă ar fi acum să vorbim care ar fi, de unde sau conflictul ăsta sau unde să căutăm noi cauza în special, trebuie să știți că trebuie să o căutăm la mijloc. Și la mijloc ce este? Este sufletul și mintea.
Pentru că la emoții nu putem să spunem că emoțiile de obicei sunt legate de minte, trebuie să știți. Dacă noi gândim greșit și știți foarte bine că am avut emisiuni pe tema asta, avem și emoții nepotrivite. Toate emoțiile noastre de mânie, de furie, de ură, gelozie, invidie, vine dintr-o gândire greșită a noastră, știți? Și atunci trebuie să știți că conflictul cel mai mare sau protagoniștii conflictului care poate genera boala sunt aceștia doi. Adică dacă vreți să arătați să mărim puțin, adică mintea și conștiința, cele două minți ale noastre, unde observăm că mintea are o problemă, pentru că ea dacă este reglată, ea este, poate să spună adevărul când este reglată, dar când este dereglată și nu mai vede lucrul ăsta, minte. Că și cuvântul minte, știți, înseamnă și minte, mă spuneam altă dată. Deci pe când conștiința, care este mintea sufletului și care este la un alt nivel, are numai adevăr, se numește și rațiune pură. Cu alte cuvinte, ce vreau eu să spun este că dacă vrem într-adevăr să putem să găsim cauza, medicul, în general, fiindcă pacientul deja nu știe, că dacă ar știu, ar rezolva, n-ar fi bolnav. Intuitiv cred că știe. Da, intuitiv știe, dar haideți să vedem cum ar trebui să rezolvăm acest lucru. Ia uitați un pic. Am făcut aici o schiță, pe asta am făcut-o pe aici pe aproape, că uitasem să o fac. Așa că încerc scuze pentru telespectatori, este făcută mai rapid. Deci uitați care este treaba. Dacă noi suntem undeva aici și astea sunt barierele minții noastre, care sunt barierele astea apar datorită emoțiilor pe care le avem noi foarte mari, trebuie să știți că întotdeauna când judecăm cu mintea noastră, pentru că vin și emoțiile însoțitoare, noi judecăm la cald. Adică cu emoții. Adică eu am o vorbă așa, punem botul, știți, suntem supărați rău, suntem implicați prea mult în problemă. Nu degeaba se spune stai și numără până la 10 exact. Și după aia. Când nu merg pe la 10 sau dacă încep să detașez de problemă și nu mai ai emoții și devine utru cu emoțiile, când privești aceeași problemă din afară, poți să vezi mai bine cum arată. Corect. Și vezi adevărul. Adevărat. Cu alte cuvinte, când facem lucrul ăsta, noi privim din conștiință, de fapt, aceeași problemă. De câte ori o judecăm cu emoție, noi o judecăm cu mintea. Când o judecăm neutru și peste ceva timp, o judecăm din conștiință și vedem exact corect și adevăr. Asta încerc să spun. Aceeași problemă. Înțelegeți? Sunt situații și eu învăț pe pacienții mei să facă un lucru. Că sunt într-un impas foarte mare și nu văd. Și se chinuie, că știți, asta duce la depresie în timp. Nu văd și evai emoții și supărare, nu știu ce. Ce ar trebui să facă este să se pună ei în locul altei persoane. Să fie spectator. Exact. Da, să... Lucrul ăsta e cam numește... greu. Nu e greu. Eu pot să fac lucrul ăsta, dacă eu pot să-l fac, o să-l fac oricine. Dar să fie un spectator obiectiv. Al propriei vieți. Uitați ce zice aici, neutralitate. Fără emoții. Pot să facă lucrul ăsta. Și uitați cum o să vă fac eu un exercițiu ca să înțelegeți cum îl fac. Vine o pacientă la mine și spune, doamna doctor, știți, am o problemă, că mă cer cu soțul meu și soțul meu este mai bea și vine acasă și sunt supărată. Și de când aveți chestia asta, doamnă? Păi eu am de 10 ani, doamnă, și nu mai pot și nu știu ce și mă chinui și am făcut depresie. Și... Bun. Și acum eu o să îi spun doamnei, doamnă, uitați care este chestia. Hai să zic că dumneavoastră sunteți altă persoană și vorbim de o altă prietenă, da, dumneavoastră, aveți o prietenă, da, cum o cheamă? Irina. Hai să vorbim de Irina. Dumneavoastră stați aici, ne gândim la Irina. Uite, Irina are o problemă. Are probleme cu soțul. Are soțul ei bea și nu-i aduce banii acasă. Și de câți ani? De 10 ani. Și ce ar trebui să facă doamna Irina? Să lase naiba. Bună! Dar atâta nu vedea. Că stai să privești. Bună! Bună! Femeia își dă răspuns singură. Ce ar trebui să facă? Să lase. E o persoană care, de exemplu, spune, eu n-am voie să fiu furios, că de-aia nici nu-și dă afară furia. Eu vreau să fiu o persoană bună și generoasă. N-am voie să fiu furios. Dar nu-și poate reprima tot timpul această furie. Lucrează să-și o reprime, dar nu-și o reprimă. Trebuie să știți că în momentul în care cineva de afară este foarte furios și îi aruncă și îi spune despre el ceva, lucrul ăla, el știe cumva că e adevărul. De ceva din subconștientul lui știe că e adevărat cu acest lucru și acest lucru devine deja sursa conflictului cu adevărat. De sursa conflictului nu este neapărat la persoana pe care noi avem o problemă, ci sursa sau cum să zic, cu subtilitatea conflictului e la noi. De asta s-a putea ca să punem acolo titlul emisiunii, de fapt, pe cine iertăm când iertăm. Pentru că eu vreau să ridic problema că s-ar putea să ne iertăm și pe noi. Și atunci o să vedeți că dacă se pune problema să ne iertăm și pe noi, dar pentru asta trebuie să admitem că avem problema aceea. Pentru că noi, ca și ființe umane, trebuie să știți că avem ceva numit ego și știți care este mintea, care aia nu prea e de acord că noi avem și părți negative. Nu e de acord, de exemplu, că putem să fim răi, nu este de acord că putem să manipulăm, nu este de acord că noi suntem orgolioși, nu e de acord că noi suntem niște persoane care putem jigni pe ceilalți, să umilim sau tirani sau cum suntem. Și
Și noi când cumva cineva ne aruncă în față ceva de genul ăsta, sărim ca barși. Pentru că, de fapt, ar trebui să recunoaștem că suntem așa și nu recunoaștem. Tocmai această, cum să zic, nerecunoaștere sau negare se numește, de fapt, acestui fapt ne face pe noi să fim atât de bulversați și să declanșăm un conflict care să ducă la neiertare. Deci de atâtea ori când nu iertăm, când nu putem să iertăm, acele cuvinte pe care ni le-au adresat ceilalți ne-au atins într-un loc sensibil în care o bucățică din noi spune că e adevărat. Actul creației este un act de joacă. Este un act de bine în care tu te simți eliberat, te simți în siguranță, te simți, fără niciun fel de problemă și atunci ai chef să creezi. Pentru că trebuie să știți că dacă cineva este pictor, sculptor, sau artist și are probleme de supraviețuire, nu are chef să creeze. Că îi lipsește muza, știți? Adică nu mai e nimic valid. Deci actul de creație presupune foarte multe. Deci noi ar trebui, dacă, de exemplu, vrem să-i potențăm pe cei mai buni creatori dintre noi, da? Cum ar fi artiștii și sculptori și mai departe, ar trebui să le asigurăm acestora un confort, să zicem, financiar, ca ei să n-aibă grijă asta, că nu pot să creeze cu această grijă. Și trebuie să înțelegem asta. Noi în medicina obișnuită lucrăm și învățăm să lucrăm decât în fizic. Noi nu învățăm în 4D, în plan emoțional. Noi ar trebui medicii să începem să studiem și problemele psihoemoționale. În facultate trebuie să facem asta. Nu trebuie să fie apanajul decât al psihologului, că și așa n-ajung pacienții noștri la psiholog, că nu se duc. Deci degeaba, știți? Și uitați, în plan psihoemoțional, când ai de reglat meridianul ăsta, ia uite așa apare, incapacitatea de a lua decizii. În viață. Ești ezitant. Da, gândire neclară, confuză. De asemenea, lipsa ideilor și planurilor de viitor, deși aproape că nu îți mai faci planuri. De asemenea, atenție exagerată la detalii, adică ești prea perfecționist, știți? Ești așa, să fie bine, să așa, și știți? Perfect. Mai de scamele, mai așa. Și de asemenea, o stare de nemulțumire permanentă pe care o ai, o stare de nerăbdare, de agitație, o dă, puțină zgârcenie, trebuie să știți, adică să strângi, așa, și în general trebuie să știți că ești o persoană care lucrezi cu energie negativă, nu lucrezi contra naturii, nu lucrezi în sensul benefic corpului, pentru că un meridian al veziculei biliare dereglat înseamnă că în scutul acesta energetic yang pe care îl face vezicula biliară, ea atrage prima ca să protejeze ficatul fiind in, toată energia negativă. Aici, deci, de aia face pietre colecist, face în colecist calcul, pentru că de fapt acei calculi înseamnă toată energia negativă, nemulțumirea, devalorizarea ta personală, starea ta de autocritică, critica față de ceilalți, toate astea le preia vezicula biliară. Ea așa e o vedetă vezicula biliară. Gândiți-vă că ea preia toată energia noastră negativă să ne protejeze. Face calcul ea, după care noi o scoatem. În loc să distrugem acei calcul, să ne luăm aminte să nu mai facem și să o lăsăm acolo ca să protejeze ficatul, noi mai avem și tupeu că o scoatem. Și trebuie să știți că scoaterea organului nu înseamnă rezolvarea meridianului. Asta înseamnă că putem avea migrene în continuare, chiar dacă am scos vezicula biliară. Poate mai mari. Poate mai mari. Că nu mai e... V-am răspuns la întrebare. Am văzut că spectrul de interes este foarte larg. Oamenii sunt interesați să înțeleagă cum funcționează corpul uman și cum circulă energia. Da, acest aspect al energiei vitale din corp, numită chi, știți că am vorbit în alte emisiuni, dar și forță vitală, Hahnemann spune așa, nu este luat în calcul în modul medical, să zicem, alopat de a gândi. Este o eroare, pentru că nu, pur și simplu nu se ia în calcul această energie. Precum și nici conexiuni profunde, butoane, de exemplu, energetice, între exterior și interior, care ar explica, de exemplu, de ce funcționează metoda Bowen. Doamna doctor Miulescu ar putea să explice. Desigur, în această clinică de medicină holistică lucrăm cu trei elemente. Informație, energie și materie. Informația este esențială, ea structurează materia și este conținută în materie și vehiculată prin intermediul energiei. La RaioComp lucrăm pe structurile energetice ale corpului uman, și anume punctele energetice aflate pe traiectul meridianelor, meridianele energetice, știm că sunt trasee bioenergetice prin care circulă energie și sânge și care leagă interiorul de exteriorul corpului, formând o rețea ce străbate între corpul, asemănător cu rețeaua nervoasă și cu rețeaua vasculară. De asemenea, câmpurile energetice, chakrele, zone de mare concentrare energetică, chakra fiind soarele organismului.
Am vorbit într-o altă emisiune despre circulația energetică în meridianele principale. Legătura exteriorului cu interiorul corpului se face prin traseele interne ale meridianelor principale. Ce vedem pe Oscar sunt traseele externe, pe care se găsesc punctele de acupunctură. Vreau să vă arăt, de exemplu, pe această planșă, o să rog colega, o să vedem pe această planșă, am ales meridianul plămânului, are un traseu extern, cel care pornește din torace și se termină la degetul de la mână, și traseul intern, care ajunge la plămâni și la intestinul gros, care este fratele yang al plămânului. Deci, noi acționând la nivel superficial, piele, mușchi, fasci, tendoane, producem efecte în interiorul corpului. Structurile de comandă sunt la suprafața corpului. Ele sunt consumatoare de energie. Aici includem și creierul, cel mai mare consumator de energie. Structurile dependente de energie se găsesc în profunzime. Cu alte cuvinte, când se presează pe exterior, se ating organe în interior. O să rog pe Ionela să ne spună care sunt cele mai importante, de fapt, afecțiuni și care sunt beneficiile acestei metode Bowen. Sigur că da. Importante, foarte importante sunt beneficiile acestei terapii. Terapia Bowen tratează multiple afecțiuni, cele mai frecvente întâlnite și tratate fiind dureri de spate și sciatică, probleme digestive, probleme intestinale, dureri de urechi, migrene și alte tipuri de dureri de cap, fibromialgie, oboseală cronică, probleme la nivelul șoldurilor, genunchilor, gleznelor și picioarelor, dereglări menstruale și hormonale, afecțiuni cervicale și probleme ale umerilor, dureri pelviene, afecțiuni ale tractului respirator și rinite alergice, afecțiuni care se datorează unor acțiuni profesionale cu caracter repetitiv, cum este sindromul tunelului carpian, sindromul cotului jucătorului de tenis, traumatism în urma practicării sporturilor sau accidentelor de toate felurile. Terapia este foarte complexă și tratează foarte multe afecțiuni. Doamna doctor Iulescu, știți, oamenii vin la doctor pentru durere, în special și pentru bolile obișnuite. Discopatie, dureri reumatismale, gastrite, hepatite, boli cardiace, dar și altele. Se regăsesc în medicina holistică? Desigur. Vreau să menționez, în afară de bolile pe care le-am enumerat anterior, putem continua cu suferințe ale rinichiului. Și aici putem vorbi despre calculii renali, știm că ei reprezintă frica condensată, chisturile renale, infecțiile renale, de care, de exemplu, unii pacienți nici nu știu. Aceste infecții în medicina alopată, ele se numesc subclinice. Nu sunt simptome prin care să se manifeste clinic, dar noi le tratăm cu succes în această clinică. Organismul nu le poate exterioriza, dar ele există. În ceea ce privește calculii renali, vreau să precizez că pentru rezolvarea lor este nevoie de tratament pe o perioadă mai lungă. Tratamentul se poate întinde până la 1, chiar 2 ani de zile, cu produse de acupunctură lichidă și de mai multe ședințe la Raiocomp, care potențează tratamentul. Recomandăm de asemenea și frecvențele RAIF pentru spargerea pietrelor. De asemenea, remediile florale pentru alungarea fricilor și meditațiile, care ar trebui să facă parte din programul nostru zilnic de dezvoltare spirituală. Alte suferințe ale tractului digestiv, foarte frecvente, inflamațiile, gastrite, duodenite, enterite, determinate de bacteria Helicobacter pylori, colite, polipi intestinali, hepatite. De exemplu, avem la Raiocomp frecvențe pentru toate tipurile de virusuri care intervin în generarea acestor hepatite. Hemoroizii, steatozele hepatice, ficatul gras, colonul iritabil. De asemenea, aceste hepatite știm că sunt urmarea unui comportament agresiv asupra ficatului, atât din punct de vedere fizic, emoțional, dar și mental. De asemenea, diabetul zaharat
pacienții noștri știu că un comportament de sacrificiu poate duce în timp la această boală. De asemenea, tot în această clinică putem depista starea de prediabet. Este foarte important. Sindromele algice sunt alte tipuri de afecțiuni pe care le întâlnim. Durerile în diferitele părți ale corpului. De exemplu, avem frecvențe specifice de tratament pentru durerea din cancer, pentru durerea ale coloanei vertebrale, cefalee, durerile de cap, dureri cauzate de diferite traumatisme. Putem include aici artrite, artroze, herniile de disc. De asemenea, frecvențe avem pentru fiecare porțiune a coloanei vertebrale. Insomniile, cancerele, la care lucrăm atât pe partea specifică afectată, dar și la cauzalitate. Deci, cu alte cuvinte, ce spune doamna doctor este că noi tratăm tot ce se tratează în medicina alopată, pe toate specialitățile, plus le tratăm într-un mod naturist, da, că de fapt asta da. Facem neagresiv, da, chiar și pentru copiii mici, pentru toate bolile, și cele simple și cele complicate, inclusiv cancer, și în plus mergem și la cauzalitate și între timp dezvoltăm și spiritual de fapt persoana ca să ea să poată să evolueze. Doamna doctor Bălan, cât de cunoscută este această medicină holistică și clinica Aura Vita? Aveți pacienți? Avem pacienți în țară și peste hotare. Și de fapt am să hai să arătăm. Avem așa. Din nou avem aici o statistică. De data asta aici am dacă observați 168 de țări. Nu știu dacă se vede, e foarte mic scris aici. 168 de țări. Deci practic sunt români care ne văd din 168 de țări că pe acolo sunt ei duși, știți? De asemenea, avem aici topul zonelor geografice, ia uitați, România este, bineînțeles, 64 din vizionări sunt din România, dar atenție, Italia 6,7%, Germania 5%, Spania 3,3% și Statele Unite 2,8%. Astea sunt așa, este vorba de top, dar dacă ne uităm un pic să vedem care sunt cele mai importante vizualizări, vedem așa că sunt vizualizări și atenție în Luxemburg, Egipt, Monaco, Palestina, Polonia, Brazilia, Albania, Kuwait, Rusia, Arabia Saudită, Malta, etc. 168 de țări. Deci suntem foarte vizualizați, foarte vizualizați și vreau să le mulțumesc tuturor telespectatorilor noștri din cele 168 de țări. Fiecăruia în parte. Acum practic, pacienții sunt de mai multe categorii, pentru că v-am spus că sunt de mai multe categorii, dincolo de cei care vin pentru afecțiunile curente, cum spunea doamna doctor, pentru că noi tratăm aici curent, știți, vin oamenii dor și ei vin la noi. Dar din Pitești tratăm curent, normal, că oamenii ne știu deja, dar și din toată țara vin pacienți pentru cazurile complicate, deci vin pentru acele cazuri în care nu sunt rezolvări și avem de peste tot. Bolile cronice, clinica, de asemenea, este o abundență de pacienți cu boli cronice. Clinica noastră Aura Vita este cunoscută în țară și în străinătate pentru că nu pot să rezolve aceste boli cronice la ora asta în medicina alopată. Boala cronică nu poate fi rezolvată. Noi am găsit aici o metodă de rearmonizare energetică, pas cu pas, pentru că durează, într-adevăr, încât se poate, să zicem, boala cronică poate să fie încet, încet în regresie și ajungem la o stare de normalitate. Și da, beneficiază practic de o altă abordare, pentru că e o altă abordare, pur și simplu este ceva nou până acum. Dar pe lângă partea medicală, noi abordăm și partea sufletească și de asemenea psihoemoțională cauzală și acest lucru, combinația dintre rezolvările în fizic, rezolvările emoționale și sufletești, de fapt, duc la vindecare. Un centru de medicină holistică, pentru că suntem un centru de medicină holistică, da, este pe lângă partea medicală, pentru că lucrăm cu medici, aici noi avem medici în toată regula, noi, de fapt, suntem un centru spiritual. Trebuie să spunem, un centru de medicină holistică este un centru medical și un centru spiritual. Și este un centru deci, de dezvoltare spirituală, pentru că de cele mai multe ori nu putem să vindecăm oamenii decât dacă ei se dezvoltă, ei își rezolvă anumite lucruri pe care nu le vedeau. Calea aceasta a dezvoltării spirituale a individului. Câteodată este singura care face posibilă vindecarea.
pacientul îi se dă, să zicem în ghilimele, o boală ca el să se dezvolte. E o provocare. Este un test. Mai ales în cancer. În cancer vorbim de un blocaj spiritual. Și nu neapărat că persoana nu crede în Dumnezeu, că persoanele vin aici și spun, da, eu cred în Dumnezeu, dar modul cum abordează viața este greșit, este eronat, deci dincolo de divinitate, deci nu neapărat, dar modul cum, și divine din familie acest lucru. Aura Vita înglobează cuvântul viață și înglobează cuvântul aur, că așa ne numim. Ne numim Aura Vita și de la aură, dar și de la aur, și de la Aurelia Bălan, pentru că doctor Aurelia Bălan, pentru că poartă numele, această clinică, am spus-o și o să spun și pentru cei care nu știu, poartă numele acesta Aura Vita în memoria unui medic, doctor Aurelia Bălan, da, care dumnea ei nu mai este printre noi, dar ne ajută de acolo de sus în toate cazurile. Dar cuvântul aur, apropo, reprezintă perfecțiunea, reprezintă perfecțiunea în orice domeniu și la orice nivel. De asemenea, înseamnă drumul umanității către perfecțiune. Trebuie să știți că dacii știu acest lucru. De la daci se știe că aurul reprezintă dezvoltare spirituală, reprezintă iluminare, reprezintă drumul către elevație spirituală. Exprimă în simbolistica creștină și iubirea divină. Ediția noastră a luat sfârșit. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în acești 5 ani și de acum înainte. Până data viitoare ne luăm la revedere. Și vă dorim armonie în suflet. Să fiți credincioși și sănătoși.